E vremea să purtăm rochii. Vă salut și mă bucur că suntem astăzi din nou împreună. Pentru că, așa cum am spus și data trecută, vreau să fim și să privim ochi în ochi. Mă voi așeza. Tema conferinței de astăzi este despre iubirea de sine în relația de cuplu. Nici măcar eu nu știu de ce am ales tema asta. Pur și simplu așa a venit informația. Am zis, ok, probabil că despre asta este util, benefic și așa e nevoie. Cu siguranță nu întâmplător, pentru că trăim niște vremuri. Niște vremuri în care cuplurile sunt cu adevărat bulversate. Femeia alături de bărbat sau femeia versus bărbat, nu știu. Fiecare are propria sa poveste din cuplu sau din exteriorul cuplului. Însă, ceea ce vreau să vă spun este doar din experiența mea de viață, ca și femeie, ca și soție, ca și mamă și ca terapeut. N-am să vă vorbesc din cărți, pentru că ceea ce se întâmplă în cărți, ceea ce apar pe Facebook și toate materialele povestesc despre suflete pereche, suflete flăcări, gemene, ne îndrăgostim, ne dezdrăgostim, schimbăm partenerii, e o treabă nebunie care se întâmplă acum. Nici unii, nici alții nu mai știm calea. O amică, prietenă foarte bună, pe care o salut și care este în Franța și ne urmărește, zice, te rog frumos să le spui adevărul oamenilor despre flăcările astea și despre sufletele. Da, însă, înainte de asta, aș vrea să ne conectăm un pic cu tema, cu titlul, cu emoția iubirii de sine. Ne ajută și muzica. Și, nu știu, atât cât o să fie potrivit, o să vă rog să vă conectați, așa cum poate, știe și simte fiecare, cu iubirea pentru propria dumneavoastră persoană. Lăsați această iubire de sine să vă umple. Și expandați-o din ce în ce mai mult. Și radiați această iubire atât cât puteți în jurul dumneavoastră. Simțiți suficient, o să vă rog să deschideți ochii și să fiți aici și acum împreună cu iubirea dumneavoastră de sine, în iubirea de sine. O să vă rog să simțiți cum vă iubiți, o să vă rog să respirați în această emoție, pentru că în mod real, cu adevărat, tot ceea ce am nevoie este să mă iubesc. Și dacă eu mă iubesc, tot ceea ce vine pe rezonanță, tot ceea ce transmit, este tot iubire. Evident că nu am un speech dinainte pregătit. Am renunțat de mult să mai fac discursuri. Pur și simplu iau ceea ce vine. Și din nou observ că suntem aici, Doamne.
este valabil și pentru Domnul. Iubirea de sine este valabilă pentru orice om. Nu știam ce să scriu, ce să fac și în primele minute, când am venit, am văzut o inimă roșie și în mijlocul acestei inimi sunt eu, sinele meu. Adică eu sunt înconjurată de iubirea pentru mine. Sună puțin abstract, dar gândiți-vă că dacă tu nu te iubești pe tine, ce transmiți mai departe? Tendința este să proiectăm toată neiubirea noastră pe ceilalți. În felul acesta, eu mă poziționez ca și victimă, ca victimă, iar celălalt pe care am proiectat neiubirea mea de sine devine agresorul meu. Pentru că vorbim de iubirea de sine în cuplu. Cum influențează iubirea de sine sau neiubirea de sine cuplul. Și da, și eu fac parte dintr-un cuplu. Spuneam că vorbesc în calitate de femeie, soție, mamă și terapeut. Și am purtat multă vreme pantaloni și la propriu și la figurat. Cum credeți că m-am simțit puternică? Sau așa aveam impresia? Între parteneri, în prima fază a cuplului, intervine îndrăgostirea care durează cam un an, 2 maxim după statistici, iubirea aia nebună, da? Când proiectezi pe celălalt tot ce vrei tu să vezi în el sau din el. După care se face așa un pic mai clară situația și începi să vezi cum este de fapt și îți spui, dar tu te-ai schimbat, dar tu nu mă mai iubești, dar nici tu nu te iubești pe tine. Că nu mă respecti, că uite, nu, dar tu câtă stimă de sine ai? Nu mai îmi faci complimente, vă sună cunoscut? Parcă nici nu mă mai vezi, doamnelor, dar când venim de la coafor sau de la unghii, dar nici măcar n-ai văzut că mi-am schimbat culoarea. Dar tu ți-ai schimbat culoarea ca să te vadă el sau ca să te simți tu bine cu tine? Credeți că era nevoia lui să-ți schimbi tu culoarea? Întreb. Astea sunt nevoile noastre și este despre noi. Deci, apropo de stima de sine, noi avem tot ce ne trebuie în noi, doar că tindem să scoatem în afară și începem să emitem așteptări de la ceilalți, de la partener, de la prieteni, de la părinți. Și avem așteptări care spun că ceilalți ar trebui să te complimenteze, ceilalți ar trebui să te respecte, ceilalți, celălalt. Tu ești cea care nu te iubești, tu ești cea care nu pui preț pe tine, tu ești cea care nu știi să nu poți sau încă nu e momentul tău, pentru că sunt multe lucruri acolo nevindecate, care au nevoie de timp să ruleze, astfel ca tu să le vezi. Să știți că nu întâmplător avem sau atragem partenerii pe care îi atragem. Partenerul pe care îl atragi la un moment dat este exact oglinda evit cuvântul probleme. Caut un cuvânt benefic situațiilor de viață pe care tu nu le-ai înțeles, nu le-ai integrat și nu le-ai vindecat suficient. Deci partenerul pe care îl atragem este exact, îți arată exact cât te iubești tu pe tine, cât te respecti, cât credit îți dai și câtă valoare crezi tu că ai. Eu, wow, frate, deci nu pot să cred. Ba da, ceea ce emiți tu creează un câmp pe care partenerul tău îl percepe și rezonați la un anumit
treci despre rezonanță, treci despre cum se adună sufletele în cuplu, raportat la viețile trecute. Vorbim despre sufletele pereche și sufletele flacără geamănă un pic mai târziu. Însă, partenerul din fața ta face cuplu cu tine astfel încât amândoi să aveți parte de vindecare. De fapt, este relația de cuplu este o relație terapeutică pentru ambii, dacă tu vrei să vezi asta. Poveștile nemuritoare cu iubirile veșnice și că ne-am întâlnit sufletul pereche în sfârșit și las pe ăsta de acasă. O să folosesc un cuvânt urât, dar tot mai mult ca să fac diferențierea și să vedem polaritatea. Tot mai mult spune, adă, eu acum am evoluat, uite, venim și inițieri, citesc, crește un pic ego-ul, da? Eu acum sunt inițiat, eu acum sunt maestră, bă, nu mai, păi și ăsta a rămas prostul satului, ăsta era cuvântul, da? Și ăsta a rămas prostul satului, că el nu vrea să evolueze. Are și el propriul lui proces. Fiecare este în propriul lui proces. Faptul că la un moment dat voi v-ați găsit arată că aveați niște lecții, niște lucruri neînțelese pe care, într-o formă sau alta, în cuplul ăsta, fiecare are partea lui de vindecare. Fiecare oglindește în celălalt ce are el de lucrat cu el. Asta dacă poți să stai puțin ca să nu mai să dormi mai tot toci cu gura. Și uite-te să vezi ce trezește el în tine. Stai un pic cu tine, aliniază-te cu emoțiile tale și ce trezește? Păi nu mă respect, nu mă mai vede, nici măcar nu stăm de vorbă. Și nu știu, eu cumva mi-am dorit un tată bun pentru copiii mei. Pentru că tu în relat, pentru că tu acasă la tine, probabil că nu ai avut un tată potrivit pentru tine și partenerul pe care l-ai ales este fix pentru a te vindeca tu, adică ți-ai ales tată bun copiilor tăi. Sau există relațiile, doar dau exemple ca să vedem ce fel de partener atragem, care este în directă concordanță cu cât te iubești, cât te respecti și câtă valoare îți dai. Doamnelor, câtă valoare puneți pe voi? Sau cine îți dă valoare? Cine îți dă valoarea ta? A cui părere contează pentru tine? A cui părere este semnificativă? Pentru că noi, pentru că nu suntem siguri și pentru că nu ne știm adevărata valoare, cerem confirmări din exterior. Iar ceea ce facem foarte mult, în momentul în care nu primim de la partener, proiectăm și spunem că tu ești ăla care tocmai am enumerat. Dar tu cu tine, tu cum stai cu tine? Ia o oglindă astăzi. Am avut maestri, dar nu în sensul spiritual de inițiere și lucrând de peste 18 ani cu oameni, am avut modele femei care au spus Mirela, uite-te în oglindă și vorbește frumos cu tine. Mi s-a părut ciudat așa la zi, adică cum? Pur și simplu, adresează-ți cuvinte frumoase. Ce cuvinte vă spuneți? Domnilor, doamnelor, ce cuvinte vă spuneți? Aș vrea să intru foarte tare în emoțiile astea mai puțin pozitive, dar nu știu, părul ăsta cum stă astăzi, uite ce sunt fața, fai, deci m-am îngreșat, ca să nu mai spun și alte apelative atașate de m-am îngreșat ca o... Și ăsta nici mă mai vede, cred că pare pe alta, acum e normal, că e slabă, că e tânără, pe data aia se iubește pe ea și asta transmite mai departe. Transmite iubire, atrage iubire. Voi ce transmiteți, doamnelor, acasă? Ce vă transmiteți vouă când vă uitați la oglindă? Câtă iubire? Bun, iubire de la nivel de sine, nu doar din minte, că eu acum o să-mi spun. Bun, așa poate să înceapă, dar începe la nivel mental și ușor intră în structuri. Sunteți atât de valoroase. Eu astăzi vorbesc, de fapt, cred că e și tema mea, știți că așa se întâmplă lucrurile. Adică nu este despre dumneavoastră, este doar despre mine. Cât de valoroase sunteți? Este despre iubirea de sine.
Cât vă iubiți, tot atât percep și partenerii voștri. Cât vă iubiți, cât vă respectați, câtă valoare și semnificație vă dați, tot atât percep și partenerii voștri. Ceea ce se întoarce la voi este fix ceea ce emiteți. Vreți respect? Impuneți respect. Vreți iubire? Iubiți-vă. Arătați-i partenerului noastră că vă iubiți, că vă respectați, că sunteți semnificativă și valoroasă. Aveți o scânteie divină mare, unică, mare în dumneavoastră. Oameni, ca să nu mai diferențiem în femei și bărbați. Iubirea de sine ca om. Deci despre asta era desenul. Ok. Iubirea de sine ca om. Când eu nu pun preț pe mine, nu pun preț pe scânteia divină pe care m-am primit-o, nu pun preț pe divinitate. Și apoi o să ziceți, cred că mă bate Dumnezeu. Nu te bate, frate, nimeni. Terminați cu păcatele și cu îndoctrinarea asta, că să-mi fie frică, să Dumnezeu nu mă vrea înfricoșat și sub pământ, în grote, cum am auzit eu azi. Ieșiți la lumină, străluciți, lăsați scânteia aia divină și să știți că scânteia divină din dumneavoastră, din noi ca oameni, este foarte sensibilă la iubire. Dați-vă iubire. Cui? Sinelui. Mie. Eu mă iubesc. Există și o meditație în care ori o căutați, ori o faceți, ori o facem, habar n-am. Cum o să simțiți? În care îți dai iubire celulelor tale, în care poți să iei fiecare organ în parte și să-i spui că îl iubești. Te iubesc. Pentru că, probabil ați mai auzit sau știți, noi suntem mare parte apă, iar cristalele de apă din celule se modifică și schimbă forma, formează modele energetice în funcție de vibrațiile emoțiilor pe care le emitem. Asta poate fi foarte vindecător la nivel de structură de ADN pentru cei care suferă, cele care suferă de afecțiuni fizice. Și o să revenim la iubirea de sine, pentru că atunci când tu nu te iubești pe tine, de fapt, nu iubești nici pe Dumnezeu, nu iubești divinitatea. Și viața ta, ceea ce emiți tu mai departe, creezi o realitate în acord fix cu iubirea de sine. Doar vă rog să stați 5 secunde și nu mai vorbesc. Să vă imaginați cum arăta viața dumneavoastră dacă v-ați iubi. Cum se recreează realitatea dumneavoastră dacă v-ați iubi? Doar atât să vă spuneți, mă iubesc. Că celălalt nu-mi oferă ce am eu nevoie, că celălalt, e despre celălalt tot
mare parte din ce primești de la celălalt este ceea ce ai mis tu și este propria ta proiecție, dar și celălalt are așteptări de la tine. Te-ai gândit că poate și celălalt trăiește aceleași neîmpliniri? Te-ai gândit că și celălalt are un proces în cuplu? Pentru că fiecare vine în cuplu cu modelele și cu lecțiile nedeterminate, neînțelese, neintegrate din alte vieți, precum și cu modelele pe care le-am văzut în copilărie. Noi tindem să recreiem în cuplul nostru ce am văzut la mama și la tata de copil în primii ani. La un anumit nivel, femeile își aleg un tată ocrotitor, adică sunt relațiile tip copil-tată, care femeia este copilul și bărbatul este tatăl. Eu mai glumesc între prietenele mele că, în sfârșit, sau între prietenele cu care chiar îmi plăcut și sunt mai apropiată, că vine cu un partener să mi-l prezinte. Și eu îl întreb, ți-ai luat un copil de crescut? Sau, bun, deci tu ai nevoie de un tată. Cele care sunt mai conștiente spune, da, am nevoie de un tată. Bine, zic. Sau bărbații care vin, zic, tu acum ți-ai luat un copil, zic, vezi că o crești și ți-o ia altul. Mai în glumă, mai în serios, sunt relații care vin la integrat din alte vieți. Asta apropo de sufletele, pentru că vreau să trec și prin subiectul ăsta și apoi o să revin la cuplu ce mai e de spus în timpul care rămâne. Foarte multe doamnele sunt mai sensibile la sufletele pereche, se pare, pentru că tot ceea ce se promovează mai nou, odată cu schimbarea șumului, cu evoluția spirituală, cu noile energii care vin, se promovează foarte mult uniunea principiului feminin cu principiului masculin. Anul ăsta e, cum spun eu, ofertă la divorțuri. Pentru că toată lumea, brusc, nu mai are sufletul perechiul la care e toată lumea. Toată lumea care are tema asta, da? Nu mai are sufletul perechiul acasă, e altul. Doar că tu ai venit în această întrupare cu anumite teme, spuneam cele din viețile trecute, plus ce ai trăit tu, ce ai trăit tu în copilăria ta, familia în care vii, modelul după care îți alegi familia este exact acela care să-ți scoată condițiile, să-ți rezolvi tu ce mai ai de rezolvat de altă dată. Și recreezi un model care să te ajute să te vindeci. Odată în copilărie, pentru că vezi modelul părinților tăi și odată partenerul pe care ți-l alegi este fix ce ai tu nevoie, ca să te vezi, să te oglindească și să te vindeci. Văzând pe un plan mai larg și într-o perspectivă mai înaltă, da, există suflete pereche. Sunt lecții care se desfășoară pe o viață și nu am să dau rețete de fericire sau care este secretul succesului în cuplu astăzi, ci doar vreau să ridic la nivel de conștientizare anumite aspecte și anume că, da, sunt cupluri care se despart pentru că și-au terminat lecțiile împreună, au învățat ce aveau de învățat și merg mai departe cu următoarele teme, cu următoarele alegeri. E în regulă, se întâmplă și asta, dar acest aspect nu este valabil pentru toată lumea în zilele noastre. Spuneam că dintr-o perspectivă mai înaltă, sunt suflete care au ales să se întrupeze mai multe vieți împreună pentru că au o lecție mai amplă, mai vastă. Și în momentul în care de mai multe ori ai experimentat două, trei, sunt suflete, da? Sau cu același suflet, ca să fie mai simplu. Odată ești, sunt frați, adică e atât de ușor de văzut că există conexiunile astea. Aproape într-o discuție poți să-ți dai seama cam ce ai mai fost, pentru că există clar semnalmentele de acum. Spuneam că pe mai multe vieți rolurile se tot schimbă. Da, din accepțiunea asta pot spune
spune că ți-ai găsit un suflet pereche, da, doar că, dragilor, sufletul pereche nu este doar unul și diferit de cel de acasă. Tind să spun că partenerul de acasă, bun, poate doamnele care sunt echilibrate, așezate și centrate, când am primit un pic informația, doamne, ce tot v-a spus, că, da? Bun, există tineretul ăsta de 30 de ani, de 40 de ani, de tineretul de 50 de ani care divorțează. Deci pot fi suflete care și-au terminat lecțiile și divorțează sau... Să știți că și partenerul de acasă este un suflet pereche. Avem mai multe suflete pereche, pentru că de-a lungul întruporilor am făcut contracte cu mai multe suflete. De data asta vin eu, femeie, tu la viitoare vii tu. Și uite, așa o să învățăm iubirea, compasiunea și unul și celălalt. Dar cum îți dai seama, întreb eu, că e sufletul tău pereche? Și am să spun lucrul ăsta. Merg doamnele pe la terapeuți și pentru că e nevoie de lumină și de integrare și iubire, terapeutul emite iubire pe inimă, că asta e treaba lui. Iar doamnele spun, cred că mi-am găsit sufletul pereche, de unde? Păi mi-a și zis că am fost împreună într-o viață anterioară terapeutul. Și am spus așa că mă iubește. Păi da, dar el emitea iubire la modul de iubire necondiționată, că iubire înseamnă asta, cu iubire ne hrănim. Dar cum îți dai seama că sunteți suflete pereche? Păi nu știu, se pare că îl știu de o viață. Păi îl știi de o viață pentru că ceea ce l-a atras sunt programele pe care tu le-ai văzut acasă la tine, în familia ta de copil, desfășurându-se, rulând la mama și la tatăl tău. Și atunci, normal că ești obișnuită și atragi exact partenerul care să-ți oglindească ce mai ai tu de lucrat. Normal că-l știi și că-i sufletul tău pereche, dar nu e unicul. Așa că hai să nu ne mai amăgim cu mi-am întâlnit sufletul pereche, doar că am întâlnit și varianta asta, sau sufletul flacără geamă, că o să trec la următoarea temă, doar că mi-a zis că eu nu sunt destul de evoluată ca să trăim iubirea asta și în planul fizic și trebuie doar așa să ne iubim de la distanță, din astral, tot felul de prostii vă zic, adică discerneți un pic ce mai auziți în stânga, în dreapta, nu mai luați lucrurile de bune, da? Tu doar ai grijă să te iubești și să-ți acorzi stimă, respect, integritate și semnificație. Tu chiar ești foarte valoros, suflete. Vei atrage exact valoare, semnificație, iubire, respect. Revenind la sufletele pereche, da, există suflete pereche, sufletele alături de care le întrupăm de-a lungul mai multor existențe, repetat, cu care am făcut diverse contracte, ca să putem înțelege, ca să ne putem extinde conștiința, să putem experimenta împreună. Sufletele pereche pot fi mai multe suflete. Nu este doar unul. Și sufletul pereche, de regulă, este sufletul care îți oglindește ce mai ai tu de lucrat. Nu este acea iubire desăvârșită în care totul este roz, pe norișori, zboară păsările cu aripioare. Nu, sufletul pereche poate de unor chiar foarte incomod. Este ca un profesor de la care te toacă și care vrei, nu vrei, scoate la suprafață ce ai tu de lucrat cu tine. Despre asta este vorba, pentru că voi ați făcut un contract ca în relația asta fiecare să primească ceea ce este vindecător pentru el. Sufletele pereche, gândiți-vă, sunt ca niște frați, care niște prieteni care să spună, deci pe tine nu o să te lasă în întruparea asta până nu vezi tot ce mai ai tu de făcut. E asta nu-i foarte confortabil, parcă nu. Să știți că întâlniți oameni care, sub o formă sau alta, vă spun lucrurile... Eu am învățat să vă spun un pic mai diplomat. Pentru că am văzut că adevărul doare și e bine să le spui mai armonios.
să întâlniți oameni care chiar vă iubesc și pentru asta și vă respectă, vă spun lucrurile reale în față, unde mai e de lucrat. Amintim iubirea de sine. Cât despre sufletele flacără geamănă, vă vorbesc din experiență proprie. Am studiat tema, am avut eu însă parte de regresii, am fost în acest punct al comuniunii cu sufletul flacără geamănă, fără să-mi fi propus, pur și simplu acolo m-am dus, probabil că asta aveam previndecat. Cei care știu, care sunt psihologi sau care pur și simplu studiază, probabil că au auzit de trauma primordială și despre ruptura din unime, ruptura din Dumnezeu, ruptura din sursă, pentru că noi cu toții până la urmă ne-am desprins din Dumnezeu. Ceea ce experimentăm noi și ceea ce încercăm noi în toată evoluția asta spirituală și în tot cursul evoluției noastre, de fapt, încercăm să regăsim iubirea lui Dumnezeu. Încercăm să ne regăsim pe noi și să ne simțim iubiți așa cum ne-am simțit atunci când eram în unime, în sursă. Despre asta este vorba. Doar că acolo ajungi, parcurgând etape din ce în ce mai înalte ale iubirii de sine. Dacă tu pornești de la bază cu iubire de sine, 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 la un moment dat te vei conecta cu sufletul tău, flacără geamănă, cu celălaltă pereche de suflete, citiți cărțile lui Sal Rașel, și te vei conecta și cu unimea, cuplul din care facem parte sau din care urmează să faceți parte fiecare dintre dumneavoastră care își dorește acest lucru, pentru că există evoluție și în afara cuplului. Cuplul reface conexiunea cu sufletul flacără geamănă. Ok. Îndrăznesc să spun că sufletul flacără geamănă este cealaltă jumătate a ta care a rămas în dimensiunile mai înalte. Nu vă mai amăgiți că nu este pe pământ. Este cealaltă jumătate a ta care a rămas în dimensiunile mai înalte și care are grijă ca tu să parcurgi armonios etapele ca să poți ajunge din nou acolo. Doar atât despre sufletul flacără geamănă, pentru că și da, timp să cred și să spun că ceea ce se întâmplă acum este o influență energetică și de la această flacără geamănă, această jumătate a ta din planurile mai înalte. Și dacă tu acum ești într-un cuplu și simți că sunt foarte multe discuții, frământări în interiorul cuplului tău, poți să arunci un gând, o intenție la sufletul tău flacără geamănă, care este undeva în planurile mai înalte, și să-l rogi să îți aducă în manifestare acele lecții, acele înțelegeri, armonios, de care ai tu nevoie ca să te simți întreg, pentru că ceea ce căutăm noi, de fapt, este această conexiune cu cealaltă jumătate. Doar că schimbând partenerii, că nu e bun, că eu am evoluat, că e... Până nu integrezi o anumită lecție, vei da exact de modelul aceluiași partener. Și ceea ce vei schimba este doar carcasa, doar învățișarea. Crede-mă. Doar ți se pare că schimbi partenerul și că e diferit. El nu este diferit. Uită-te tu la tine dacă te-ai schimba, dacă vezi că te enervează sau că ceva nu e în regulă, întreabă-te ce produce asta în mine, cum pot eu să reacționez, ce trăiesc eu în aceste momente.
prima reacție este frate, deci dacă nu le iau de mână și le învăț sau nu știu. Ok, poate chiar asta este lecția ta. Să fii mai flexibil, să fii să emiți pe principiul tău și anume femeile să-și asume principiul feminin și bărbații să-și asume principiul masculin. Cred că conferința dinainte a fost pentru cei care au fost, m-am auzit foarte puțin despre atributele celor două principii, însă cu siguranță o femeie care este feminină, care se respectă și care transmite iubire și valoare, eu nu cred că partenerul ăsta îți spune ia mai du-te tu de aici, uite ce neîngrijită ești, ba din contră, ia centrați-vă dumneavoastră atenția pe dumneavoastră și probabil că o să primiți da, unde te duci tu așa de elegantă? Păi mai e grija ta atunci că se uită el la alta? Păi el are grijă să te vadă pe tine. Deci iubiți-vă, manifestați toată feminitatea. Și domnii, la fel, manifestați toate atributele principiului masculin. În felul acesta, femeia de lângă dumneavoastră se simte semnificativă, pentru că femeia are nevoie să se simtă în multe feluri, în funcție de femeie. E adevărat. Sănătate. Există în cupluri, începusem să spun un pic, despre primul an sau primii doi ani de îndrăgostire, când iubirea e oarbă și totul e perfect, ne iubim, este minunat și cumva la un moment dat se schimbă. Mai ales doamnele sau relațiile care sunt de 10, de 15 ani și vă spun sincer, poate că vi se pare că vorbesc așa. Nu, chiar știu. Și eu sunt cu două plase, cu unul în brațe, cu unul de mână și mă sună și mama și nu mai știu pacienții. Unul doare capul. Fiecare, ți s-a stricat becul, ți-a inundat vecinul. Adică trăim o viață reală de oameni. Toți trăim lucrurile astea, nu vorbim din cărți. Însă, important este să vezi cu toate lucrurile astea cum te situezi tu în relația ta și dacă partenerul tău cumva te enervează sau tinzi să exteriorizezi, să proiectezi pe el toate neîmplinirile tale, uite-te și vezi, poate ești cumva în etapa de luptă, pentru că după primii ani, 1-2 ani, începe etapa de luptă și unii mor în etapa asta de luptă ca și relație, adică iar viața următoare, ghici cum vii, ce fel de partener îți alegi. Fix un partener cu care te lupți toată viața. De ce? Pentru că tu nu ai înțeles, tu nu ai integrat. Pusesem la un moment dat la o consultație și cineva îmi zice, tu nu vezi cât de mare ești, ești în toată relația asta, dă de deoparte și lasă-l și pe el. Nu, eu nu. Dar eu eram să-l domin și pe ăsta. Adică, da? Deci, dacă ești în etapa de luptă în care tu vrei să demonstrezi, în care tu domini, pentru că în relația asta fiecare încearcă să arate cine e șeful în casă. Ăla că e cocoșul, tu ești găina și invers. Etapa asta de luptă care pe care poate să dureze 2, 3, 5 ani, 10 ani sau toată viața. Ar fi minunat dacă lucrezi conștient cu tine, să integrezi lucrurile astea și să dizolvi în câțiva ani. Pentru că apoi să ajungi la iubirea necondiționată și să-ți dai seama când tu ai nervi, e posibil ca el să-și facă de treabă. Când el are nervi, îți vine și ție să țipi tare. Îi vine cumva să țipe de aici, serios, sau e numai despre mine? Ia să vedem, cine mai țipă? Adea sunteți chiar foarte minunate, deci ați ajuns la iubirea necondiționată. Da?
deci este prima parte de îndrăgostire, etapa de luptă în care tot vrem să demonstrăm și îndrăznesc să spun că modelul pe care l-am primit de la părinții noștri, modelele de familii au fost și o parte s-au terminat așa. Deci modelele pe care le-am primit noi ca femei de la mamele noastre au fost modelul în care luptă, domină, demonstrează, nu te lăsa, încalecă-l. Ba, și știți cum începe? Calcă-l în biserică, calcă-l, calcă-l. Deci din start îl castrezi. Da? Și ăsta e, am spus mai devreme, cum îl numim pe ăștia care noi am evoluat, ei au rămas acasă, da? Ok. Doamne. Iubiți-vă. Respectați-vă. Trimiteți iubire, respect, semnificație și valoare. Dacă le aveți dumneavoastră, le vor simți și partenerii dumneavoastră. Și în felul acesta, de la iubirea de sine, ajungi la omul minunat care ești tu și veți avea parte de cupluri armonioase. Și veți descoperi că sufletul pereche este chiar lângă dumneavoastră. Să fim și să fiți iubite. Mulțumesc și iubiți! Contează și ce energie trimitem către iubirea de sine. Partenerul nostru? Iubirea de sine. Doar iubiți-vă. Și veți transmite fix același lucru. Dacă aveți nevoie de mai mult timp, ne găsim pentru că urmează pauza și să respectăm programul. Mulțumesc mult!